Și în acest moment, gândul o s-a îndreptat la misiunea care a avut-o poporul Israel. De ce? Că Dumnezeu i-a asemănat. Și asta e frumos. Că Domnul Iisus nu vine cu termeni din cer, cu termeni cerești, și să ne spună și noi să nu înțelegem. Vine pe limbajul nostru și folosește elemente cu care ne confruntăm în fiecare zi, exemple de care ne lovim în fiecare zi, ca să înțelegem mai bine lucrurile cerești, prin prisma celor pământești. Și aseamănă, el însuși aseamănă cu adevărata viță și vom vedea de ce. Poporul Israel a fost asemănat cu via lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din Psalmul, capitolul 80. O să rog pe frate Cristi dacă poate să mă ajute, că deodată nu găsesc repede și e mai ușor. Cu versetul 8 spune Asaf, omul lui Dumnezeu, tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamul și ai sădit-o. Dumnezeu a făcut această lucrare cu poporul Israel și știm cum l-a izbăvit din mâna lui Faraon, cu braț puternic. Și acum Dumnezeu a avut așteptările lui. N-a spus poporul Israel așa cum noi ne place sau ce mai mult să știm, din păcate. Ne place să spun, acum stăm cu mâinile încrucișate și consumăm. Am fost atunci în Canaan, ne facem de cap, dacă pot să folosesc expresia asta, facem ce vrem noi. Suntem în sfârșit pe un pământ în care avem tot ce ne trebuie, nu ducem niță de nimic, că de ce am mai ascultat de Dumnezeu? De ce aș mai avea nevoie de Dumnezeu? M-a izbăvit, m-a adus aici, sunt bine mersi, am o viață din belșug înaintea mea și mai puțin, exact cu voia lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat în poporul Israel. A venit Dumnezeu în nenumărate rânduri prin proroci să le trezească conștiința. A încercat să se aducă din nou la covență și a zis, veniți să le judecăm. Nu vreau să vă nenorocesc, nu vreau să vă pedepsesc, dar dacă nu mă ascultați, cum s-a spus la ora de rugăciune, eu sunt bun, dar sunt și un foc mistuitor. Sunt un Dumnezeu care pedepsesc, care nu dau slava mea nimănui, nici idolilor, nici altor Dumnezei, care nu sunt decât o impresie, o iluzie. Nu există un alt Dumnezeu în afară de mine. Și Dumnezeu, cu orice preț, a vrut să păstreze în conștiința oamenilor că El există, că El este drept, că El este în acțiune în viața poporului Său. Vrea o vie. A sădit-o și vreau să citesc să vedem ce a spus Dumnezeu prin prorocul Isaia. Ce a făcut Dumnezeu cu acest popor? Și vom vedea, sau am putea și noi să ne regăsim, dacă vom fi atenți la ce a făcut Dumnezeu pentru ei și ce a făcut pentru noi. Și ce avem de făcut în continuare. Dar revin și spun, de locul acela pe care a spus Domnul Iisus, dacă vom ajunge acolo, nu va hotărâ nici păstorul, nici mama, nici tata, nici biserica X, Y, nici comunitatea, nici orice altă grupare, ne-ar place să fim membri, spunând că mergem spre împărăție. Nu! De locul acela, fiecare dintre noi, vom da consimțământul, da sau nu, prin deciziile, prin felul nostru de a acționa, prin faptele noastre, prin viața noastră de pe acest pământ. Isaia, capitolul 5. Că știți cum e, oamenii de multe ori, și eu vă de multe ori, ca să fie bine, da, și nu vezi, nu spui, să fie bine. Și ca și părinți de multe ori, ziceam, lasă că Dumnezeu să-i vorbească, nu mai vreau iarăși să mă înțeleagă greșit. Chiar le vorbeam, îmi spunea o persoană că la fel vrea pentru copilul aceste persoane să fie bine și a încercat ca și părinte să îl împingă din spate, să-l motiveze, să-l conseze și a zis, n-am mers. Din potrivă, s-a ridicat la un moment împotriva mea și a detestat tot ce am învățat. Și n-am mai vrut. Dar când vine Domnul Dumnezeu și când vine și arată starea de mizerie, de păcat în care suntem, când pătrunde raza Duhului Sfânt în viața noastră, în momentul ăla trebuie să luăm o decizie și vom lua o decizie să ne proșterim, să cădem cu pocăință înaintea Domnului și să spunem ca și Apostolul Petru când a văzut puterea Domnului Iisus, când a văzut dragostea, le-a spus, pleacă de la mine, că sunt un păcătos, cu alte cuvinte, nu sunt vrednic. Acest sutaș care, când Domnul Iisus i-a spus, vin, ca să îți vinde slujitor, a zis, nu sunt vrednic. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Noi, oameni, nu putem. Dar, ca și persoane individuale, ne dăm consimță în lucru. Dacă vrem să fim cu Domnul în cer, în locul minunat, vom fi acolo,
la făcut-o de acolo. Iar dacă nu, la fel, nu trebuie să facem nimic. Să ajungem acolo, nu trebuie să facem nimic. Să ajungem acolo, el a făcut deja totul, dar trebuie și noi să facem. Și responsabilitatea asta nu expirează pe nimeni și nu poate nimeni să se dezică, să spună, eu nu trebuie să fac nimic. E o mare înșelăciune pentru cuvântul Domnului, care arată clar imaginea poporului Israel. Isaia 5. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu, ce frumoasă cântare. Pentru că Iisus, Dumnezeu, în dragostea lui pentru poporul Israel, nu l-a repetat. N-a spus, nu mai vreau să te văd în fața mea. De ori de câte ori a trebuit să ia măsuri de corecție, de a pedepsie. A fost în dragoste pentru el, îi vrea viața, îi vrea binele. Și dacă s-au întors, a fost fericit de ei. Care nu s-au întors, au rămas mai departe în amăgia, în păcatul lor și și-au ales destinul. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi, trăgea nădejde care se facă struguri bune, dar a făcut struguri sălbatici. Toate oportunitățile, toate condițiile, tot ce trebuia ca să poată să se dezvolte, ca să poată să aducă un rod care l-a aștepta stăpân, proprietarul. Și noi trebuie să înțelegem că proprietarul vieții noastre nu suntem noi, avem impresia că suntem noi. Cine dintre noi ar putea să decide să zică eu vreau să trăiesc până la 80 de ani și am să mă sfătuiesc și nimeni nu va putea să încurme viața mea. Nimeni nu poate. Nici măcar minutul următor nu suntem siguri. Și pretindem noi că suntem noi stăpâni pe viața noastră, că am putea noi să facem ceva, nimic. Și în textul care noi l-am citit, a spus Domnul Iisus cu gura lui, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Mergeți doar, mergeți spre pierzare, dar cu mine împreună, mergeți spre ținta care eu v-am pregătit-o spre fericirea voastră. Și soarta acestui popor, care trebuia să fie o viță, care trebuia să aducă roade pentru slava lui Dumnezeu, a devenit o soartă tristă și spune, acum, dar, zice Domnul, locuitor al Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pusti. Nu va mai fi curățată nici săpată. Spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului oștrilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El s-a așteptat la judecată și dincolo iată sunt divorsat. S-a așteptat la dreptate și dincolo iată strigăte de apăsare. O stare tocmai opusă la așteptarea lui Dumnezeu și Iisus Hristos vine și face această afirmație. Tot ce ați văzut în trecut n-a putut să se ridice la standardul lui Dumnezeu și să aducă roadele, să aducă acel rezultat pe care Dumnezeu îl dorește. A fost izgonit printre popoare. Și Iisus Hristos spune, eu sunt adevărata viță. Și Iisus Hristos, când spune, eu sunt, nu există dezacord în cuvinte și în realitate. Noi de multe ori zicem, eu sunt, eu știu, eu fac, eu vin și avem noi o listă cu multe așa realizări sau capacități ale noastre. Și de multe ori când ne trece Dumnezeu prin examene, așa ca și pe Petru și ca și pe noi care recunoaștem de multe ori în viață, crezând că noi știm și noi putem, ne dăm seama că doar am zis, dar n-am fost în stare. Dar când Iisus a spus, eu sunt, a venit cu o realitate care nu putea fi pregătită. Pentru că a spus în capitolul 14, versetul 6, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin mine. Și dacă vom citi în această evanghelie începând din capitolul 6, vom vedea că în câteva rânduri, încă de vreo 7 ori, Iisus Hristos afirmă despre El, Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Părinții voștri au mâncat, le-a dat Moise, a fost un lider extraordinar, dar a murit, n-a fost capabil Moise ca să vă dea adevărata pâine. Eu m-am coborât ca să dau lumii viață și cine mă mănâncă pe mine va avea viața. Apoi spune Domnul Iisus, Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va intra și va ieși și va găsi pășune, cu alte cuvinte, viața lui va fi alta, va fi cu adevărat împlinit privind la veșnicia care este în față și trecând cu bine prin greutățile vieții. Spune, Eu sunt păstorul cel bun. Și ce trebuie mai mult în viața asta decât să știi că e o persoană competentă, o persoană capabilă, care în orice situație poate să te ia în brațe, să te traverseze prin obstacole, prin probleme, atunci când ești acolo prinsă în niște tufișuri sau niște scăieți, în niște spini, când nu mai știi să ieși din încurcătură, știi că vine păstorul, e acolo lângă tine și știe că tu vrei să fii salvat. Și vine și cu ea și a spus Iisus, Eu sunt păstorul cel bun. Și nu s-a limitat aici, a spus, păstorul cel bun, nu orice păstor, păstorul cel bun își dă viața pentru oameni. Și eu am venit ca să-mi dau viața, nu mi-a nimeni cu zila, nu mă forțează să o dau. Am puterea să o dau, am puterea să o iau iarăși, dar eu am venit cu un scop. Dar oile mele, și atenție, subliniez, oile mele, poate cuvinte, cei care mă vor asculta, cei care vor accepta oferta salvării mele, cei care mă vor urma și mă vor iubi, să aibă viață. Și nu orice viață, ci o viață din belșug. Asta nu-i viață, care veni aici câțiva zeci de ani. Asta nu-i adevărata viață, asta e numai o fărâmitură, un fragment, un episod din veșnicia care ne așteaptă. Și Iisus a spus, Eu sunt păstorul cel bun. Și dacă El a afirmat aceasta, să nu avem încredere în El, pentru că El și-a dat viață. Pentru că El a înviat, pentru că El s-a înălțat și dovedind că s-a înălțat, dovedind că tot ce a făcut pentru noi a ajuns la Tatăl și jertfa a fost primită, a trimis și a trimis făgăduința Duhului Sfânt și a spus Apostolul Petru, uitați, asta e dovada, că El este păstorul nostru, că El cu adevărat poate să ne mântuiască. Și văzând aceste cuvinte ale Domnului Iisus, ce putem altceva, ce-ar fi putut să spună ucenicii decât să fie cu adevărat copleșiți, impresionați de felul în care Domnul Iisus s-a dat pe sine însuși și a venit El vița adevărată. Știm cu toții că vița de vie are niște năstari. Și acele năstari, îmi amintesc că eram acasă în România, nu știu dacă m-a spus. Și am zis și eu să mă și eu ca să mă ocup de vie, nu? Uneori ca și copii ne amuzăm, vedem că face tata și hai să facem și noi. Și vă dați seama ce bine am curățat, că via aia trebuie curățată. Sunt năstarii aia ca dacă îi lași să crească, se duc frate și numai stupul nu mai vezi acolo. Pentru că ăia care nu vor să facă roadă și se întind și se întind și iată toată puterea viței. Și atunci ce face vierul? Sau ce face gospodarul, să zicem, în felul nostru? Se duce și la timpul, este un timp în an, nu oricând, când poate să se apropie și să facă curățirea și să taie stare care nu am luat. Care vede răzleți, iau pe alte părți. În timp ce alții poate sunt apăsați, îi vezi așa mai plecați și încep să crească boală în distrugul și ciorchinul e greu și la târnă și altele patrinilor le pasă de greu vieți, se duc. Și Domnul Iisus le aduce această imagine și spune, pe orice mlădiță care este în mine, atenție, care este în mine, noi nu vorbim aici, în textul acesta Domnul Iisus nu vorbește despre lume, despre oameni de afară, vorbește despre oameni din adunare. În cadrul în care vorbește erau ucenicii prin de care și Iuda. Și știm cu toți, Iuda era cu ei, era la adunare. Ba mai mult, era și cu bani. Și totuși, Domnul Iisus a spus, unul dintre voi este cu noi, dar nu este dintre noi. Și știți cuvintele Domnului Iisus a fost de a-l ridica și a spus la Iuda, l-a încercat să-l îndrepte la nimic și a ales să meargă pe Domnului
și spune Scriptura mai bine ar fi fost pentru el să nu se crească. Pe orice mărdiță care este în mine și n-ar duce roadă, vreau să citesc, spune. El o taie și pe orice mărdiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Ce vrem noi? Să fim curățați? Și gândul ăsta să nu fie nimic de noi, aș vrea gândul ăsta să ne persiste plecând de aici. Și în orice situație din viață în care trecem, ne va ajuta. Punându-ne următoarea întrebare. Ce aleg? Să fiu curățat sau să fiu tăiat? Dacă aleg să fiu curățat, atunci știu că orice situație trece prin viața mea, dacă îl iubesc pe Domnul Iisus, dacă accept suveranitatea, adică că El e în controlul vieții mele, că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării, nimic nu este prin hazard, atunci accept curățirea Lui. De ce? Pentru că scopul curățirii în viața noastră nu este distrugerea noastră, ci vrea ca să aduce mai multă roadă. Așa spune, așa frumos, cuvântul Domnului. Eu sunt vița, versetul 5, din nou Domnul Iisus sublinează și e cu V mare. E Domnul Iisus personificat în această imagine, să înțeleagă că ei sunt mărdițele, noi suntem mărdițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În zilele noastre vedem foarte ușor cum ne place să fim consumatori ai Harului Dumnezeu. Ne place să ni se spună doar cuvinte de încurajare, foarte bine, mergi înainte, doar cuvinte de apreciere. Când e o mustrare, deja ridicăm sclânceana. Mi se pare că e prea dur. Mi se pare că are în limbaj ceva ce nu-i spre zidul, zicem noi. Și imediat noi catalogăm și gata, ne închidem. Nu mai auzim, nu mai auzim, nu ne mai place. Când iar începe ceva care ne spune pe plăcerea, pe bucuria noastră, pe ceea ce urmărim noi, ce așteptăm noi, din nou iar ascultăm. Și Domnul Iisus a spus, nu, ascultați-mă bine. Pe orice mlădiță, imaginați-vă o vie, imaginați-vă un butuc și cu mulți răstari acolo. Vezi, zice, noi îți vezi toți. Și pe ei, grădinarul, proprietarul, cel care se ocupă de vie, știe, care vede și vede care n-are celor. Dumnezeu are din lume răbdare și vrea ca nimeni să nu treacă. El ar vrea ca cei răstari să vină doar. Și Domnul Iisus aduce o pildă, nu mai știu exact capitolul, care zice pilda smochinului neroditor. Deja dumneavoastră să vorbim aici. Și o duce o altă pildă care spune că a avut un smochin și la un moment dat grădinarul se duce acolo și spune de 3 ani caută aici adot și nu găsesc. Taie, n-are rost să cuprindă pământul. Alt smochin ar duce roadă, n-are rost să ia aerul, să ia spațiu când putem să folosim eficient acest loc. Și atunci intervine vierul și aici îl simbolizează pe Domnul Iisus din nou. Vedeți fiecare pildă, adevărul care vrea Domnul Iisus să-l aducă, folosește imaginea respectivă. Spune, mai lasă șanul ăsta, o să mă ocup în mod deosebit mai atent de el. Și dacă nu se aducă rău, ramul vei tăia. Și poporul Israel era asemănat cu această imagine. Încă 3 ani, Domnul Iisus și-a făcut lucrarea pe acest pământ. Și poporul Israel a rămas împietrit. Și spre sfârșitul lui Domnul Iisus, umblând pe colinele Ierusalimului, plânge pe Ierusalim și a spus Ierusalim, de câte ori am văzut, să te aduc în adună proști acolo, n-ai făcut. De câte ori am văzut ca să-ți aduc lucrurile care pot să-ți dea pacea și le-ai respins. Dar acum ele sunt ascunse de pită. S-a terminat lucrarea lui Dumnezeu. Dacă astăzi Dumnezeu are milă față de noi, dacă suntem în casa Domnului, să nu cumva avem impresia că pentru că noi suntem cineva, sau că fără noi Dumnezeu n-ar putea să-și continue, atât de mare nevoie are Dumnezeu de noi, că dacă fără noi n-ar putea să continue lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un de lungă răbdare față de noi și vrea ca să vadă la noi transformare, vrea să vadă la noi schimbare și dacă astăzi, analizându-ne viața noastră, vom vedea că în viața noastră, în loc să fie roade bune, în loc să vedem că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu rodește în viața noastră și vreau să citesc aceste cuvinte, să vedem
Asta trebuie să producă Duhul Sfânt în viața credinciosului. Dacă nu le produce, este ziua pocăinței de astăzi. Pentru că spune că vrem să fim cu Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus a spus că dacă nu aducem roadele tale, dacă doar consumăm, dacă ne vedem de viața noastră ca și în stare e avers și nu vrem să aducem roada care vrea Dumnezeu, dar zice, nu vreau strugării sălbatici vreau să aduc. Dumnezeu nu trebuie. Dimineața s-a spus aici, aduceți jertfe neprigănite și încredeți-mă Domnul. Nu orice jertfe, nu orice fapte care le face unui plac lui Dumnezeu. Dumnezeu întâi vrea să curețe lăuntrul nostru și apoi să ne folosească. Asta e rodirea care o face lui Dumnezeu în viața noastră. În primul rând, și vreau ca să citesc în Galateni, capitolul 5, să vedem, dar înainte de asta, să vedem ce vrea Domnul Sfânt să facă. Romani, capitolul 6, versetul 22. Dacă vrem cu adevărat să rodim, și dacă vedem în viața noastră, și cred că vedem, eu văd în viața mea, și trebuie să mă pocăiesc, și trebuie să las ca Duhul Sfânt să aducă această roadă a cuvântului. Cum îmi dau eu seama că are efect cuvântul asupra mea? Că îmi schimbă viața. Poți să aud un milion de predici. Dacă nu mă schimbă și după 20-30 de ani, în loc să fiu mai sfânt, mai pocăit, să mai departe de Dumnezeu, nu e rău în viața noastră. Aia înseamnă nu că Dumnezeu e incapabil să mă schimbe. Nu că Dumnezeu nu vrea să lucreze în viața mea. Că eu îi dau loc. Că eu nu spun, da, ai mână liberă, sunt la dispoziția ta, curăță din viața mea tot ce nu-i bun, că vreau să fiu folositor pentru părăția ta. Poate cuvinte, vreau să rămân în tine, ca să pot să aduc rod și ca să rămân cu tine pentru veșnicie. Să nu fiu tăiat, să n-am aceeași soartă ca și atâția alții care au fost tăiați din cauza că au spus, eu nu vreau. Eu vreau să trăiesc verde și să n-aduc roada care vrea Dumnezeu. Noi nu zicem cuvântul asta, dar prin faptele noastre dovedim asta. Când nu ne conformăm cuvântului Dumnezeu, când nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să transforme viața noastră, noi spunem într-un mod direct, factic, fără cuvinte, dar într-un mod practic, că nu vrem să ascultăm. Ne încăpățânăm și dacă ne încăpățânăm și spunem Dumnezeu nu face, nu poate să fie primit. Pentru că s-a spus aici chiar astăzi, Dumnezeu nu forțează voința Dumnezeu. El vine în viața noastră. Aduce probleme, greutăți, caută să aducă tot felul de situații care n-au altă mine decât să ne curățească, să ne dăm seama că avem de-a face cu un Dumnezeu care ne vrea cu gelozie pentru El. Și în Romani, capitolul 6, versetul 22, haideți să citim de la versetul 20, ca să vedem diferența. Se referă apostolul Pavel despre viața din trecut a oamenilor care nu, când nu erau întorși la Domnul, cum au trăit, spune, deci atunci când erați robe ai păcatului, erați sobos față de... Adică nu mă interesează pe mine prianirea. N-am nimic a face cu voia lui Dumnezeu, cu cuvântul, cu ce legătură între mine și asta. Și spune, ce roade aduceați atunci? Roade de-a care acum vă este rușine. Și dacă nu este rușine, slavă Domnului, că putem să ne pocăim. Dar dacă nu este rușine, dacă ne lăudăm cu acele fapte din trecut și vrem să ne întoarcem, cum spune apostolul Petru, ca și câinele înapoi sau ca și scroafa, acolo unde s-a tăbărit sau câinele acolo unde s-a întâmplat murdăria. Nu e nicio schimbare. Și spune, ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moarte. Dar schimbarea s-a întâmplat. Am fost atoiți în Domnul Iisus, atunci hai să vedem. Spune, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, am înțeles că avem nevoie de salvare, că în starea noastră nu putem să fim cu Domnul Iisus, nu putem să fim salvați și iadul va înghiți și va primi pe toți care n-au ascultat, că au decis în dreptul lor. Dar spune, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut, nu ați fost făcuți. Să luăm aminte la acest cuvânt. În mod benevol am intrat în apa botezului sau cei care vor intra în viitor și am spus, Doamne, vreau să fiu al Tău. Doamne, vreau să Te slujesc. Noi am decis. Spune, aceștia, noi care am decis, aveți ca rod. Nu să vă faceți de cap să creiți cum vreți. Să facem că noi suntem mai domni, că mergem în cer, că Iisus a murit pentru noi și orice se întâmplă. Se predică această mântuire, spune că nu se poate pierde. Se poate pierde foarte ușor. Pentru că Domnul Iisus a spus prin cuvântul Său, avem ca rod, ca rezultat, ca efect al cuvântului în viața noastră, sfințirea. Și acest proces al sfințirii nu se termină decât oricând vine Domnul, oricând plecăm noi, nu mai putem să facem nimic.
La acest stadiu am ajuns, acolo am rămas. S-a închis cartea pentru noi. Pentru că acest rol al Sfinției trebuie să se vadă în viața noastră și sfârșitul va fi viața veșnică. Asta e ce vrea Dumnezeu să realizeze noi. Cum? Noi nu putem, dragii mei. Oricând ne-am străduit. Vom vedea lucruri în viața noastră care caută din nou să-și facă locul. Și cum spuneam despre vița de vie, să știți că se duce din gând în gând acel grădinar, acel vie. Și sunt micile străi care îi apar. Și Domnul Iisus Hristos să spune, luați seama. Și aș vrea să citesc lucrul ăsta. Pentru că sunt cuvinte dure, dar sunt medicamente pentru viața noastră. Dacă nu le luăm, vom muri bolnavi. Vom muri în amăgirea noastră. Pentru că Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. A spus, când a spus Domnul Iisus un cuvânt, trece cerul, trece pământul, dar cuvântul nu va trece. Și pentru că avem un păstor bun, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care ne vrea, păi de ce să nu mergem atunci să ne abandonăm în mâna Lui și să ascultăm de El? Sper să găsesc cuvântul ăsta. Evrei, capitolul 12, o să citesc de aici și spune, versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care îl dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești lustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neau pe orice fiu pe care îl primește. Vrem să fim curățați? Vrem să fim tratați de Maestru? De Domnul Iisus? De Tatăl? Dacă vrem, vom înțelege că El nu ne vrea răul, nu ne vrea pierzarea și vom vedea mai departe. Spune, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvia lui fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești, ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine, așa nu facem ca și părinții, zicem că vrem să iasă ceva, să facă ceva în viață și să nu fie un pierd de vară. Și avem noi justificările noastre și folosim metodele noastre, mai bune sau mai puțin bune, dar nu zice că le vrem bine. Și de multe ori copiii nu înțeleg. Cresc și cum s-a spus deja, mulțumesc Domnului că deja m-a ajutat prin gândări, prin ce s-a spus aici, ca să înțelegem mai bine. Mai târziu ne uităm în urmă și zice, de tata cu tata, de tata cu mama, de tata cu fratele, de tata cu fratele, X, sora, Y, eu mai știu cine, care m-a îndemnat și n-am vrut să ascultăm. Cum n-am vrut să ascultăm? Cum n-am vrut? Și Dumnezeu ne vorbește și caută să ne aducă la acel nivel de sfințenie care vrea El, ca să ducem o roadă. Dar trebuie să ne lăsăm preocupați. Să suferim pe teamță, să suferim tratamentul Dumnezeu, să privim în cuvântul Dumnezeu. Dacă noi nu privim în oglindă, nu ne știu că în oglindă, că ai ceva pe față, dacă nu te uiți în oglindă. Dar de unde știi, n-ai oglindă în casă, să presupun. Dar dacă nu zice cel din casă, ieși afară așa. Și mi-aduc aminte că cineva a ieșit așa cum s-a trezit dimineața și cineva pe stradă, mergea la autobuz. Cum a dormit așa s-a dus, că se gândea să meargă. Nici nu a realizat. Și cineva pe stradă zice, unde te duci? Și a spus, mă duc, după atâta convinge că merge el, destinația lui foarte, cum să spun așa, determinat și activ. Și zic, dar așa merge. Și când s-a luat, a fost rușin și trebuie să pune înapoi și să strângă. Asta face cu Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu ne uităm, nu vom putea fi curățați. Dar putem să ne uităm, să zicem, aia pentru mine. Ceea ce s-a spus astăzi se potrivește de minune la fratele, la sora, mie numai cuvinte de apreciere mă zic Domnul astăzi. Oare ce avem noi, poate sentimentele alea că ce bine suntem noi. Dar dacă ne uităm în oglindă, fraților, aici e standard. Dacă ne comparăm cu biserici, poate biserici, vom da greșe. Poate ne vom vedea mai sfinți puțin. Poate mai sus. Dacă ne uităm la alții, zicem, dar nu scală. Da, n-aș dori și pe jos. Și greșim. Dumnezeu vrea să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănite. Dar aceste cărări le găsim în cărările Domnului și spune, stați în drumul și întrebați unde sunt cărările. Că și Iisus a zis, eu sunt cale. Această cale s-a spus încă din grădina Eden, că va veni sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui și va duce victoria.
Și pe această cale, prin Iisus întâlnim azi. Pe El să-L urmăm, pe El să-L iubim, pe El să-L înțelegem, să-L ascultăm, dar privind în Scriptură. Și apoi a spus, avem nevoie de Duhul Dumnezeu care lucrează în noi. De-aia a fost primit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne convinge că suntem păcătoși. Ne arată, vine cu oglinda lui Dumnezeu și zice, tu nu poți, eu te voi curăța prin sângele lui Iisus Hristos. Și apoi ne arată Sfințenia lui Dumnezeu, zice, acolo trebuie să ajungi. Și apoi zice, eu sunt cu tine în toate zilele. Nu te speria, nu te panica, că mulți zice, nu vreau să mă pocăiesc, vai, 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 de mă pocăiesc, nu o să pot să țin, mai ales când încerc și citește, cum vrea Dumnezeu să fiu, zice, eu nu o să pot niciodată. Și au fost persoane care au zis, eu nu mă pocăiesc, că nu pot ține. Dar nici nu o să poți, nici nu încerca. Dar Dumnezeu a pus pe Duhul Sfânt care să rămână cu noi și în noi. Și spune că El ne va călăuzi, El ne va mântuia, El ne va apăra, pentru că vrea să ne înfățișeze Duhul Dumnezeu. Ca pe o fecioară, cum s-a spus aici, curată, sfântă, fără zbârcitură, fără pată. Așa cele fecioare înțelepte care nu doar că au așteptat primirile, oricum, a zis că putem să stăm liniștite, să ne jucăm între timp, alte activități, să facem altceva, că mirele vine după noi, ne-a promis. Și au venit mirele, dar nu au intrat cu el. Deci cele care au avut candela, în care Duhul Dumnezeu întotdeauna clocotea, în care totdeauna, atunci când greșea, îi spunea, vezi că ai călcat pe alături, vino repede, repede, pentru că vine mirele, să fii gata. Și în continuu cu uleiul ardea, în continuu, chiar dacă era un moment, a fost un moment de ațipire. Și au putut, când au auzit glasul mirelui, să iasă în întâmpinare. Asta vrea cu Dumnezeu să facă în viața noastră. Și apoi închei, citind și cealaltă latură, a rodii prin noi. El nu va rodi, Dumnezeu rodește noi, dacă noi dăm loc. Și vrea ca să rodim noi mai departe. Adică să se manifeste prin noi. Iisus a zis, cine crede în mine, din inima lui vor curge. Nu poate să fie lac. Lacul, știți, la un moment dat se împute. La un moment dat, un lac nu-i viață. Nu-i. Nu te atrage. Dacă te duci la un râu care curge și e cristalin și vezi acolo cu adevărat niște pești zglobii și vioi, și da, cu adevărat aici e viață. Și asta vrea Dumnezeu să facă din viața noastră. Spune Domnul Iisus, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Adică Duhul Dumnezeu se va răsfrânge, se va manifesta la afară. Prin ce? Prin vorbire, prin gândire, prin purtare, prin îmbrăcăminte, prin acțiunile care le faci absolut prin tot. Pentru că ce înăuntru iese afară. Nu totdeauna ce afară, atenție, spune ce înăuntru. Pentru că puteți să vedem în jurul nostru. Dar întotdeauna ce e înăuntru arată afară. Asta e foarte categoric și clar. De aceea, Iisus a zis, spălați poate din înăuntru. Faceți curat înăuntru. Pentru că apoi o să iasă de acolo mireasă. O să iasă cu adevărat roade vrednice de pocuință. O să iasă cu adevărat ceva care va aduce vindecare în jurul vostru. Ceva care va aduce claritate. Și am zis că termin cu Galateni, capitolul 5, versetul 22. Și aș vrea ca să citim împreună. Pentru că trebuie să fie în viața noastră. Nu-i produsul nostru. Nu-i ceea ce ne-a atribuit noi, ci ceea ce vrea Duhul Dumnezeu să realizeze în viața noastră. Hai să zicem împreună. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea oftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Și trece și următorul. Hai să citim și următorul. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Domnul Iisus să ne ajute în fiecare zi să facem asta. Și în fiecare zi să lăsăm pe Duhul Dumnezeu să ne pregătească, că vine Domnul, nu mai este mult. Și Domnul să ne ajute ca toți care suntem aici să putem să fim acolo, împreună cu cei dragi ai noștri, împreună cu colegii noștri pentru care trebuie să ne rugăm, ca Domnul să-i ducă la mântuire, să vină și ei, împreună cu cei care poate nu cunoaște, care sunt departe. Dar asta e roada. Să faci tot ce poți, cu ce ai, în locul în care ești. Cu alte cuvinte, să fiu atunci. Să nu zice, oh, fac alții. Nu vreau să fac lucruri. M-am săturat. Fă tot ce poți, nu ce vrei. Tot ce poți, cu ce ai, cu ce primești la Dumnezeu, până poți, în locul în care ești. Când se închide,
a spus Domnul Iisus, iată, eu vin curând și răsplata mea este pe mine ca să dau fiecare după faptele lui. Și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Când este iarnă, te uiți la o viță de vie, zici că e uscată, n-are frunză, pe-a n-are nimic, când trece iarna, vine primăvara, îmbucurește, după ce îmbucurește, încep să crească mlădițe, frunze, și pe mlădițe sau viță de vie încep să apară niște ciorchii micuțe, așa de struguri, niște floricele micuțe. Și atunci începe, vine perioada de curățire a viei. Și mi-aduc aminte pe acasă, în Brașov, am o viță de vie peste curte și tatăl meu o curăța. După ce vedea unde este ciorchinul, mai lăsa un pic și apoi o tăia jos. Și știți ce mai mi-aduc aminte? Odată l-am întrebat după ce o curăța vița de vie în curte, peste tot, pentru că era beton în partea din fața curtei, era ud. Ce face vița? Ce, frate Igor, ce face? Plânge, așa e că plânge. Plânge. Și am întrebat, dar ce curge apă din ea? Ce se întâmplă? Ce plânge. De ce? Păi că am curățat-o, zice. Frații mei, nu iubim curățarea, poate că niciunul dintre noi, și ne doare. Vița de vie plânge, așa? Și ne doare când Dumnezeu ne curăță, căbițele care n-au rod le taie, s-a zis. Dar alea care aduc rod le curăță, pentru că ea soarbe seva din pământ și o bagă unde vrea ea seva, să ducă în ce direcție crede ea, cunădința că e bine, în frunze, să crească lungă și mare. Dar Dumnezeu, ca un vie bun, ne curăță. Și ne doare. Apar două reacții. Apare reacția de disprețuire, pentru că Domnul spune în evreie, de unde s-a citit, disprețuie și nu pasă. Și este o atitudine neplăcută. Și apare altă reacție care plânge și vede și se curăță și atunci tot rodul, toată seva se conectează și se concentrează înspre rod. Haideți să ne ridicăm în picioare și să rugăm pe Domnul să ne dea putere de rodire. Să lăsăm pe Domnul să ne curățească, să ne sfințească, pentru că scopul curățirii este rodirea noastră. Și Domnul să ne binecuvânteze să fim o biserică plină de rod. Ar vrea să ne rugăm cu toții pentru lucrul acesta, ca Domnul să ne dea harul acesta, să acceptăm curățirea și sfințirea Domnului. Amin.